Bună ziua! Astăzi avem ca și invitat pe Irina Zlobin, creatoarea jucăriilor Handmade, lucruri extraordinar de frumoase și vrem să aflăm istoria ei. Bună ziua și bine ați venit în proiectul 150 de domeni. Mulțumesc! Ca și orice istorie, își are un început. Noi suntem curioși să aflăm cum a început totul. Care a fost impulsul pentru tine? Cred că fiica mea avea o bună și mi-am dorit să-i creez o jucărie din mână, să aibă tot timpul mereu cu ea, unde nu s-ar duce, să aduc aminte de mama și întâmplător, în internet, căutând ce aș putea să fac pentru fiica mea, am dat de ursulețe aștepteți. Și așa am început deja să creez ceva a meu. Schițele mele. Ai început să făurești, tu ești creator. Da. Și din cât te cunoaștem, tu ai ieșit din perimetrul publicii Moldova și recent da. Ai participat da. La un eveniment de talie internațională. Se numește International Teddy Bears Award. Award. Poți să-mi spui ceva despre acest eveniment? Se face odată, participarea ta din da, se face odată în an. În Marea Britanie, e un concurs destul de prestigios pentru colecționari. E un prestigiu să ai un loc din concursul ăsta și cu ajutorul lui Dumnezeu am luat locul. Asta a fost un concurs online. Așa. Deci am trimis niște fotografii și a fost votarea prin toată lumea. Cum crezi că din mult reușim să facem și modul nostru de concurs? La momentul dat n-aș spune că va fi o idee reușită din cauza că foarte puțini meșteri sunt în domeniul dat. Vă cunoașteți? Interacționați? Da, îi cunoaștem și sunt meșteri care fac în stiluri clasici, anume stil realistic, așa cum fac eu, că se seamene mai mult mai natural. Mm-hmm. Eu sunt unică din Moldova. Dacă ITBAA a fost o expoziție online la care tu ai participat și a fost una din primele tale experiențe, eu aș vrea să te întreb despre următoarea experiență, despre expoziția din Germania, la care ai participat pe viu. Poți să ne spui cum a fost? A fost foarte superb. Expoziția durează doar 2 zile. Au fost peste 300 de participanți de toată lumea, peste 25 de țări. Perfect. Prima dată, în decurs de 20 de ani, de când se organizează expoziția dată, pentru prima dată am reprezentat Moldova. Am avut emoții foarte mari, am întâlnit creatori cu care am comunicat prin internet, sunt din alte țări, din Germania, din Anglia, cu experiențe foarte mari. Am văzut personal creațiile lor, am putut să pun mâna. E foarte mult pe viu, da? Da, adică am avut foarte multe emoții, am făcut foarte mulți prieteni noi. Și expoziția dată e una din cele mai mari expoziții de lume care se organizează cu... Și sunt doar uși vedi. Și ai venit cu noi idei. Am venit cu foarte multe idei, cu multă energie. Deja m-am apucat de lucruri din nou. Ok, acum am aflat despre cum ai început, până unde ai ajuns, dar desigur și partea tehnică contează. Vreau să te întreb ce fel de materiale folosești? Cât de mult îți ia ca să creezi astfel ceea ce vedem noi pe masă? Blana este naturală, se numește mohair, din cauza că firele de blană sunt pe țesături de in. Și ochii sunt de sticlă, nasul lut polimeric, este umplut cu sintifon și cu granule de sticlă care se ideie în greutate. E o jucărică, nu pentru copii. Este bine, copiii adoră, dar până la urmă statutul este jucărie de colecție. Într-adevăr, e o jucărie de colecție și în toată lumea sunt foarte mulți colecționari care au peste 300 de jucării. Avem colecționari în Moldova care manifestă interes pentru tot ce faci? Cu părere de rău, nu. Din altă parte? Majoritatea care procură urșii mei sunt în Germania și țări unite. Te încurajez să nu fii modestă, să explori tot ce faci, să arăți lumii ce faci, pentru că este important. Lumea nu așa te va cunoaște. Rămâne să-ți spunem multă baftă, spor și ești întotdeauna binevenită. Mulțumesc! Mersi, știi!